Dacă nu vrei să-ți iei 8 îndatorii ca Micu, cumpără jocurile de pe Neba și folosește codul sălbaticul pentru 3% reducere. Salutare la toți prietenii mei, bine v-am regăsit cam la un nou episod. Suntem alături de Amicu care cam de aseară, nu știu, e așa cam lărăvaș. Azi la cafea în continuu făcea așa de masă. Să uită că în Galeș la mine mă pusei opus față de el. Vreo două zile. Când ieși pe ușa de la cafea, îmi plezni o palmă peste fund. Măi de și zise că ne cam întâlnim de seară, nu știu ce încerca să zică cu chestia asta. Amice, vrei să discutăm de seară la o cafea? Amice, vezi că acum tot ca pe oamenii în sare o iau. Și vin cu dop în fund, treaba ta. Bă, amice, ia uite, amice, amice, de ce suntem decât doi? A, ia uite, mai e unul. Ce vezi un handicapat? Ia. Da. What? Copil pișat. Salut, frate. De ce? Da. Eu mă duc să-i dau lui Amicu cam DNF. Nu, 50, amice, nu. De ce cuvânturi? Hai, amice, că ți-a ajunge. Mă, cu afa, amice. Deja suntem la al treilea. Eu vreau să fac, eu vreau să vă propun un târg. Da, spune prietenul nostru. Nu mai am chef de viață, ce trebuie să fac? Amice, apucă-te de gagi și de droguri. Vorbesc eu cu domnul Abraham și te cam rezolvă. Vrei să fii a opta lui cam victimă? A noua. Dar de gagi și la gagi și m-aș băga. Bă, amice, și eu. Amice, cât se mai dă de domnul pe la pentru viol? Nu știu, frate. Amice, depinde dacă ești băiat drăguț. Amice, dacă ești băiat drăguț și cam îți recunoști fapta, cât să-ți dea? 2 ani? Amice? 2, 3, max. 5, gata, hai, băieții, 10. Am terminat. Amice, te cam cu apă. Hai. Da? A, bă, mai avem decât 12 checkpoint-uri. Mulțumesc, amice. Bă, de ce motocicletele voastre urcă mai repede decât a mea? Astea? Că știu să urcăm, amice. Astăzi nu știu dacă v-am spus, dar vreau să vă povestesc niște fapte. Păi cam din trafic cam. Oh, mulțumesc, domnule legumă. Amice. Amice, n-ai plâns așa nici cam când ți-am băgat în fund ceva. Cam când? Mare și tare. E. Bă, amice, bă, dar ce nu asta, bă? Bă, da, pe bune că cam urcă. Bă, da, nu mai văd nimic, să-mi bat piciorul. Bă, să știi că, hai că mai urcă. Bă, da, urcă, dă-o în spate. Bă, da, mai bine când ești așa, mai bine nu mai ridici pe urcă. Așa urcă și 8-ul meu, amice. Doamne, hai să vedem cum urcăm aici, băieții. Ia, taci. Ia, taci că urcă. Du-te în spate. Hai, bă, las-o în căcat de mai... Hai, motoretă, hai, bă, ești nebun, eu cred că e buguită, bă. Bă, și eu cred, nu știu că parcă... Bă, ia să încercăm noi să facem traseul ăsta. Păi mai ții tu minte pe unde urcam? Bravo. Bă, dar ce ești, băi, domnul Abraham? Amice, dar parcă ne îndatorai o poveste din trafic. A, așa, scuze, amice. Salut, băi. Văzui pe legul, bă. Salut, ăla. Dar du și cu o roată, amice. Pe o roată, văzut și wow. Amice, ce să nu fiți săran, că eu la ăștia știi că cam e criptonita mea. Cam. Taci. Ia zi, amice, dintr-una. Ce ți-a mai făcut cineva? Dintr-una? Da. Da, în căzut de pe... Futuț, mă enervai. Am căzut de pe motor la final. Băieții, astăzi am văzut ceva ce cam n-am mai văzut de mult timp. Un imbecil. Că n-am cum să-i spun altfel. Păi cum, deci, amice, că știi colo când faci... Nu-l văd, amice, cam... îl mai văd, dar doar rar. Salut, băieții! Știi că e colo unde întoarce autobuzul, știți? Nu te cred. La aia de gaz, acolo. În față, la intersecție. Așa, la Fortuna. A, acolo, da. Și eu așteptam frumos, văzui că vine autobuzul, stui un pic mai în spate ca să-i fac la om loc. Ăla din spatele autobuzului aștepta să treacă autobuzul. Vine un idiot cu o dubiță din spatele meu, se bagă prin stânga mea, se bagă pe lângă autobuz, că ăla deja era cum ar veni jumătate întors, îi sare ăluia în fața de pe contrasens și intră înapoi în bandă și îl claxonă și ăla cu ăsta cu autobuzul, dar ce trebuie să-i mai zici la retardat? Bă, dar când îl văzui, bă, dar cu viteza, adică cred că era în a doua, în a treia, nu că amice. Frână, nu că nimic, nimic. Amice? Da. Mai era și face, ia mai dați-vă în... Cariciu meu. Păi poți să o rog și tu pe la primă ta că e astentă să vină să-mi fac și mie o perfuzie pe la cu calciu. Ai, că mă rog și eu cu azmețeală, de mai pot. Ai, amice, deci mi-e prea rău, amice. Exagereze, amice. Bă, ceva îmi spune că am mai făcut parcursul ăsta, nu știu. Bă, nu știu, și mie mi se părut, am mai făcut ceva acolo genul ăsta. Acolo nu apare a jucat. Da, amice, de acolo am fi făcut acum 2 ani. Nici măcar bookmarket. Hai, bă, hai, este. Bookmarket. Bă, dar unde trebuie să mergem? Amice, acum dacă l-am făcut, e titlul bă, care mă contează. Și acum, bă, dar nu trebuia să zici, amice, să vedem care se prindeau. Ce, amice, ce să zicem? Dacă s-a făcut sau nu? Da, hai că picai până jos. Oh, domnule Lumă. Bă, eu nu pot să trec de aici. Eu am trecut, băieți, trebuie să dai cu control, băieți. Mă, ce faceți, mă? Dai cu control, mă.
Eu sunt pe locul 2. Păi... Locul 2, numai 2, sunt mereu nu pe locul 2. Nu, că și mergea la cânorul care vine de aici și intră direct. Au, ce faci, mă? Nu, n-am. Pișatule. Cad! Unde trebuie să... Aaaa! L-am văzut eu pe da pe legumă, dacă mi-i place... Da. Păi dacă îmi place cu au, cu au, cu au, să se plimbe. Am trecut. Bă, mie îmi place cu mașina să mă plimb, în principiu. Da, nu vezi că eu trecui din prima, le lumă. Ia și plimbă-te cu el. Bă, aș vrea. Să nu mă înjuri, le lumă, dar sunt cel mai bun. Matiz am condus, dar Sielo nu. Mă duc hai, să câștig. Hai, le lumă, hai! Și am aș pe tine. Da, și mai ai fă un prost, dar asta fă așa, doar idiot, nu fă cu mare șmecherie, băieți. Ce mă duc de cu zărăbile? Da. Din prima. O luai așa, stâng, ați ac pac. Bă, uite de ce stai de bricică, mă, trecut din prima. Pe și eu. Așa. Dar tu nu te vezi când faci și tu greșeli în trafic? Bă, amice, mă mai văd, dar nu sunt ăștia, amice. Una e să faci greșeli, alta e să fii nesimțit, amice. Bă, m-a apucat spasma. Sunt două lucruri diferite, amice. M-a apucat spasma. Amice, vrei să-ți povestesc eu acum în premieră o faptă în trafic? Bă, m-a apucat spasma. Făcută de doi proști. Da. Spasma musculară. Deci veneam eu cu lecturicul și veneam de la sală, plecam amândoi. L-aș mit o coadă foarte mare, și pe prima bandă și pe a doua. Oamenii cam așteptau să facă dreapta. Aha. Și da, așteptau cam pe amice, stai că mie îmi place, mie îmi place așa, cam să-mi explici clar unde e, să mă prind unde e clar. Așa, ne-am de sub pasaj. Aha, așa, așa, așa. Și ei stăteau acolo la coadă, erau o coadă mare, pe amândouă benzile, oamenii așteptau. Și niște fraieri le era frică să treacă pe lângă autobuz, că nu prea avea loc. Așa. Și niște idioți, unul cu N7 și unul cu N8, tăiară pe linia de tramvai toată coloana, îl băleteară la toți fețele și se băgară și intrară în intersecție. Doi proști. Când toți stăteau în pe la coadă, da. Niște deci începea coada pe o bandă, zise că lor era frică să treacă de autobuz, ne băgarăm pe lângă autobuz, se făcea pe două benzi. Bă, stai un pic, de ce dai aia, se băgară pe lângă aia, că erau gen, erau două benzi după aia, după autobuz, că aveau curaj, îți dai seama. Și se băgară pe a treia bandă, gen, care mergea acolo și... Da, păi vezi exact... Exact ce ziceam eu, pește în jur care ne simțiți, nu care fac greșeli așa. Ai jur și de morți amice? Amice, depinde cum prind. Pe unii, da, pe alții nu. Da, bă, dar nu eram noi amice, erau alții. Eu cred că am făcut-o. Ce? Eu țin minte că parcă am făcut ceva de genul ăsta, nu știu cum și de ce, dar așa țin minte. Da, cred că e făcută cursa asta, uiți. Bă, nu zici? Mie nu mi se pare aici. Bă, mie mi se cam pare. Mie nu mi se pare. Oricum, stai un pic, aici unde ajungem o să ți cam să se pare. Amice, păi da, dar vezi că astea toate încep cam la fel, pe la Piciliad. Nu, no, amice, astea... vezi tu aici că cred că a fost un one time only. Eu așa parcă să zic. Mamă, dar pe unde mă sui? Vă sui răși pe aici? A, prost sunt, doamne. Bă, da. Nu mai îmi pare cunoscut acum, să știi voi să vă zic. Stai un pic că îți pare cunoscută imediat. Dacă spun că mie nu-mi pare cunoscută. Dacă zic o să se pară imediat cunoscută. Dacă mie nu-mi pare, nu-mi pare, nu mă lua. Nu-mi pare cunoscută, ce cum de să dăte morții, mătii? Nu știu, copil pișat. Bă, vorbești, bă. Bă, da. Ia uite, bă, se cam pare cunoscută. A. Ia zi, nu ți se pare că am cunoscut acum? Parcă bă, prostie, bă, prostie, mă. Păi așa parcă să zic și eu. Că știu că nici data trecută n-am știut să sar. Amice, ce ai făcut? Ce-am făcut? Păi, ți-ai bătut joc de pistolul lui. Ce-am bătut joc, amice? Nu știu, bă, săracu, nu știu. Dar mă rog, oricum, e interesant. Că eu l-am uitat cel puțin. Bă, eu nici acum nu mi-amintesc dacă mă întrebați. Bă, poate să mă duc în bol acum? Păi, cred că da. Bă, nu prea știu unde trebuie amice, să mă duc. O să mă piși pe el de bol, cred că jos. Nu e jos. Zici că jos? Nu prea cred. Nu e jos. Mă bată, mama, de înțelegi ceva. Nu e jos. În bol trebuie în bol. Dar bol nu, sus acolo? Da, dar nu știu cum, cred că trebuie așa dintr-o parte. Uite așa de aici, trebuie să vii cu viteză și uite așa. Păi da, dar eu cred că trebuie să sari așa, cam cu stânga. A, nu, n-a intrat. Trebuie să sari cu stânga, băieți, că dacă nu te duci pe margine cum ar fi. A intrat! Și eu am cam intrat. Eu zic că cam eu am intrat în mamele voastre. Ce bă? Paolo, nu. Ba, și nu, să-și bă prostule. Eu pot să-ți garantez că dintr-una sigur a ieșit. Ha ha ha. Din a ta după ce am intrat. Mă, ce urmă de pușat ăsta. Amice, cum îi permis să vorbească așa? Păi ce amice, nu cu mine vorbea așa urât. Bă, ce șmecherie, că acum mi-a dus aminte că a fost foarte șmecherie. Ce faci, băi? Filengrad. Filengrad. Nu știu ce înseamnă, dar veni să zic așa, Filengrad. Nu mai contează, frate, zisești. Mamă, cât de șmecher! Zii tu că nu ești șmecher. Mamele voastre.
Chiar ești mecheri. Și noi patau. Da, prost sunt, bă, prost. Bă, cine m-a făcut așa prost? Bă, legumă. Bă, mă, m-a dorit peste cap, ești prost? Păi nu mai tu? Zi, azi, cât de tare! Ești mecheri, rău de tot. Eu aș da like la acest episod, da. Chiar dacă e cam... Dar acum ești în control acum. Bă, ia, amice, că țin eu minte. Acum trebuie să o luăm jos prin tunelul? Da, da. Vedeți? Dacă erau alți youtuberi în nenorociri, se făceau că nu le-au făcut-o, dar noi, fiind sinceri și hai, leneși... Pa, amice. Și proști. Mai ales proști. Bă, amice, bă, te dusești cam pe primul, bă. A, deci mă enervez, bă. Mă enervez, bă. Amice, pe unde ești, amice? Eu nu știu pe unde să mă duc. A. Uite cum ține berșică. Așa ține, bă, caracterul piciorul? Sau e bugui la mine? E bugui la aici, la freșparul. Vedeți, mă, că trebuie să luați pe ăla de sus, bă, proștilor. Da, e un checkpoint, mai așa, amice. Mai acana. Bă, de unde e? Mai cadea așa. Salut. Domnul, ce-am point-ul? Sigur. Și ăsta? Mm-hmm. What? Wow. Ah, ok. Mă cam luam mețeala un pic, bă. Țin eu minte acum. Cu asmețeala, amice? Bă, mă luam un pic cu asmețeala, să știi. Bă, amice, oricum te coafă, eu zic că e mai bine decât... Bă, mă coafă. Suficient. Bă, te cam coafă. Ia uite, sări peste cel puțin 3 odată aici. Știi, auzi că legumă, pe mi-a spus în ăsta, în cască, că își face episodul ăla cam singur. Aia, bă, băieți. No, cam așa auzi și prost. Mă, amice, nu știu ce să zic. Păi, nu știu, frate, te să angajezi pe altă pe la producție. Mă, ce căcar, mă, unde să ne comunice mai bine. Au. Nu ce dau seama unde că am trebuit să mă duc. Mama, ia uite-le aia. Wow! Nu văd ce-mi pui tu, ești nebun? Păi, în primul rând trebuie să sare aici, lângă. Hai, mișcă-te tare, alut, ca mamele voastre americane. Hai să le dăm până când basul vibrează și toată lumea le vii, da vii! Amice, aici sus trebuie să sărim, mă, uite pe asta. E fix acolo de unde e checkpoint-ul în sus. Ca aia, da, dar nu putem să sunt. Păi sunteți vreți, rău, nu că... Ca amicul ăla înapoi, nu știu. Păi și eu la fel, stai neșit. Pe că vă zic un proști de aia. A, deci te vă luați răsturi după alții, vezi? Așa faceți, mă, turmelor, de vă duceți și luați făina și uleiul din magazin și cam pe voi. A, deci mă faci prost, că m-am dus să-mi cumpăr de mâncare, da? Păi deci pe tine nu. Deci oamenii care se duc să-și asigure traiul. Ăia, da. Amice, oamenii care se duc să-și asigure pentru 3 luni, da. Scuză-mă, aia cam da, amice. Care e posibil să se mai și strice între timp. Nu prea știu dacă se strică uleiul, da. Mă, unde e, amice, că nu-l văd. Amice, ești prost? Mă, unde e checkpoint-ul ăla? Bă, sări-răs, mă, mâncava și pe unde te vă învățai. Lasă-l, mă, lasă-l în pace. Păi dacă ești prost, apasă F! Mă văzut că apăs, păi nu că e bine prostul, dar mă văzut că sar încolo pe dreapta, dar nu încă nu-și dădu seama. Mă, aici sus în dreapta, nu? Da, amice, da. Păi zi, ce-ți mă luam aș cu mamele voastre? Ce faci? E retardat. Stau pe dat pe telefon, cum ce fac? Corect, scuze. Păi da, glumeam. Amice? Mai vrei, eu am impresia că tu încă mai vrei cam niște fapte din trafic, dacă stau eu așa sau... No, gata, că iartă-mă. Amice, vezi că acum cam deja mă porniși. Mă porniși, amice? Iartă-mă, amice, iartă-mă. Nu, amice, acum e momentul cam pedepsei. Acum taci și asculti, fraiere. Aici stai. Vezi, amice, că... Dacă fac ăla, vă îngrop. Dacă fac tare. Canal de... Bă, da, amice, bă, dar chiar fără mișto. Americane. Păi da, bă, amice, canal de show. Tu îți dai seama că trebuie să mă plimb mai mult. Prost sunt. Și că vreau să fac, mă? Ca să... Păi eu nu pot să inventez, amice, fapte în trafic. Bine că mi se întâmplă în 5 minute până la cafea, câte două, amice, dar... Amice, tu ți le și cauți. Cum mi le caut, amice, ce vine aia? Mamă, de exemplu, bă, dar vezi că e treaba să vezi și eu. Ne putem să bat ăștia, amice, bat ăștia de-l strică. Cine, mă? Mă, ce să bată aia, pișe mășpi? Ce să bată pe fratele meu? Ia zi, până mai dă și el. Mai dau și eu, dar mai dau și eu, dacă mă supără. Păi chiar și așa. Care fratele tău, amice, că mi-ai zis că de fratele da, aveți grijă, bă. Da, știu, că așa a făcut și eu, stai tu liniștit. Căzui de pe autobuze, nu? De exemplu, astăzi, amice, încercai și eu cam să ies din parcare. Aha. Veni unul, eu deja începusem să dau cu spatele, zic, bă, hai să mă opresc, că nu știu unde vrea să o ia ăsta. Știi, dacă vrea să o ia în partea aia cu mine, să mă dau înapoi, frumos. Amice. Să nu se în față,
Zise, a, deci o ia în față să parche. What the fuck, mă, ce mi se întâmplă aici? Că mă împinge ceva, o forță necam nevăzută. Amice, eu ți-am mai zis ție. Așa, amice, dacă mă ascult. Arată cum se descrie în Lucifer. Amice. Așa o să fie al meu. Ascultă-mă. Și când începui să dau cu spatele, omul început să dea și el cu spatele, că voia să bage cu spatele în partea aia. Dar el m-a văzut pe mine că eram trei sferturi ieșit. Amice, dar ia zi tu de la, bă, de la sală, din parcare. Mamă, de corporatist ăla prost? Bă, amice. Bă, aoleu, dacă spuneți-mi că mie îmi plac ăștia. Bă, n-ai, deci n-ai cum, adică gen... Păi spune! Era parcarea plină. Bă, da, plină ochi! Așa. De nu mai aveam unde să parchez. Eu am găsit loc de parcare, bine, și eu la Fenta. A parcat una lângă mine, de fapt ea a parcat înaintea mea și eu mi-am strecurat mașina pe acolo și am vrut să-i zic când am văzut-o cum arată și ce față are. Am zis că ai grijă și tu, te rog, când pleci, că dacă dai așa cum ești intrată, sigur îmi lovești mașina. Dar nu i-am mai zis nimic, am lăsat-o în pace, că m-am gândit că era mai mare așa și m-am gândit că stă mai mult la sală decât mine, știi? Așa, și amicul a venit un pic mai târziu. Și am văzut că a ieșit unul din spate. Bine, el deja se pregătea să iasă cu vreo 5 minute înainte să ajungă amicul. Unul cu un toran sau ce avea, un toaret? Da, un suvulez, dar amic el din ăsta. Bă, și-l văd eu că începe să dea cu spatele. Eu am văzut că a dat de vreo 4-5 ori cu spatele, gen până să întoarcă mașina, dar era mai un pic mai strâns, am zis, hai mă, la, după aia s-a oprit. I-am făcut semnul amicul că o să poate să bage sus. Ăsta a înțeles că iese ăla cu spatele și aștepta. Și a luat omul telefonul în mână, mă uitam la el, m-am dus mai aproape de le făceam semn. Hai, te duci, făcea ce? I-am zis, păi stai aici sau pleci? Că pleci, păi du-te dacă pleci, că stăteai pe telefon, știi? Da, dar așa. În mijlocul parcării, bă, cum ar veni, sau... nu-ți exagerez. 6 minute i-a luat să dea cu spatele vreo 30 de metri, așa, până să iasă mâncați. Gen acolo, la parcare unde... Bine, da, ce-i drept în proastă parcarea aia. Da, partea aia gen, dinăuntru. Aha. Mai încolo. Din interior, să mă iau cu mama ta, da. Da, și deci i-a luat vreo 3 minute, cred că numai să iasă cum ar veni colo, dar după aia trebuia să mai fac o manevră ca să o ia invers, să iasă cu fața, știi? Râdeam cu Bergică, cred că ne-a văzut că râdeam de el, dar ce să mai fac? Bă, ziceam, bă, mâncați-a și cine le dă bă ăstora permisul, dar să mă audă, că prea prost era, dar să nu-l înjur. Bă, să vezi ce stat acasă când ei făceau să plece o dată, da! Păi nu, că vrei să spui amice care fuma nevra, văzut că nu e stare. Și ce e să? Sunt hai mă că îi las pe ăștia, da. Mine, hai îi las în pace, că știi? Că stau pe la telefon, pleacă și îmi fac eu treaba. Da. Bă, da, zis să-i, bă, dar nu e posibil, bă, dar era loc, adică nu te gândi că, nu știu, era bă, ceva nu, super acum, strâng. Acum, la modul cel mai serios, dacă nu știi, nu le ai, nu poți să aproximezi bine, și așa mai departe, e o regulă, că... decât să stai ca prostul și să faci 100 de mutări, ieși odată din mașină, te păi uiți da, bine, îți dai și tu seama că nu ești idiot, că bă, am loc, pot să dau mai mult. Bine, ar trebui, măcar atunci. Și intri înapoi frumos, faci 2-3 mutări cât ai nevoie și aia e, dacă chiar nu știi să aproximezi. Adică, sau uite, de exemplu, și bă, și mie mi s-a mai întâmplat să fie ploaie, să ai pe ăsta apă pe oglinzi de nu vezi absolut nimic în ele. Asta e, m-am dat jos, m-am uitat nu bine te cred, că... Nu te cred! Ce poți zici amici? Pierd când bătui joc. A, tu erai primul. Știi că eu trebuia să termin aici, nu? Păi da, te... Dar mă duc eu până peste cap să fac eu o schemă și muri. Știi că și eu era să fac la fel, să sar peste. Vedeți că în cursă cred că am fel de guard mode, că nu prea cade de pe Bă, mie în cazul de 2-3 ori, să știi. Bă, nu știu, dacă săream de pe cireală la viteza asta, sigur cădea. Da, aia se poate. Are la... dar nu peste cap, are la căzătură drept, gen, știi? Mamă, mâncat voastră, voastră, amice, eu așa rezultate la un video. N-am mai văzut de cel puțin un an. Auleu. Da, băieți, cam asta o să fie. Ăsta a fost cam parcursul întâmplărilor din trafic. Mai de NFL. Pe bune. Da. Legumă e cam cel mai proști șofer, aparent. Auziți și ce s-a întâmplat. Amice, 27 de cant.